Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Sustenabilitatea reprezintă o provocare majoră pentru societatea actuală și, deși termenul poate părea așa un pic vag și intimidant, dacă vreți, adoptarea unor practici sustenabile este esențială pentru succesul și durabilitatea organizațiilor actuale. Social Innovation Solutions, organizație care își propune să susțină indivizi și organizații să înțeleagă transformările viitorului și să dezvolte soluții sustenabile, vine acum în sprijinul organizațiilor care vor să știe mai multe despre sustenabilitate și să aplice astfel de practici în organizație. Însă, pentru a afla mai multe detalii, stăm de vorbă cu Ciprian Stănescu, președinte și CEO al Social Innovation Solutions, organizație care derulează programele despre care vă vorbeam ceva mai devreme. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc tare mult de invitație! Cu multă plăcere! Social Innovation Solutions are în derulare programe care susțin IMM-urile și ONG-urile să devină mai sustenabile. Mai exact, despre ce este vorba și ce propun aceste programe? Da, mulțumesc de întrebare. Sunt mai multe programe pe care le avem. O să mă îndrept spre două din ele. Academia de Sustenabilitate, lansată anul acesta în luna mai, e o platformă de e-learning care are scopul de a ajuta IMM-urile și ONG-urile dornice să adopte strategii de sustenabilitate sau care vor să înțeleagă mai multe despre toată povestea asta pe care o auzim din ce în ce mai des despre sustenabilitate și să fie ghidați într-un fel, fie că vorbim de lideri de business sau de angajații acestor organizații, în transformarea modelelor de business și, în definitiv, în creșterea profitabilității pe termen lung. În Academia de Sustenabilitate oferim un conținut, credem noi, relevant și gratuit, țin să menționez, despre sustenabilitate în 11 module digitale și webinarii interactive și de networking și pun acest cuvânt pe masă pentru că totodată prin intermediul Academiei, antreprenorii și liderii de organizații au oportunități de networking direct în platformă și pot să întâlnească astfel posibil parteneri de business. Așa. Academia de Sustenabilitate e un proiect, cum spuneați, dezvoltat de Social Innovation Solutions cu sprijinul partenerilor fondatori de la Fundația Coca-Cola și al partenerilor principali de la Banca Comercială Română, care vin și ei cu toată puterea pe care o au în definitiv în România să ajute. Al doilea program, care întâmplător are chiar un deadline în 25 august, e transformator în lumea asta a startup-urilor și așa, în care a inovației, auzim foarte des de incubator și accelerator. Noi am inventat ceva care se cheamă transformator, care e cumva la mijloc. E un program intensiv care durează undeva la 3 luni, e deschis către maxim 20 de participanți, IMM-uri și ONG-uri, care doresc să învețe cum să devină mai sustenabile în activitățile lor de zi cu zi. E un program hibrid, intensiv, în care și el e gratuit, doar că costă mai mult timp, e adevărat, din partea participanților. Avem mai multe sesiuni de training, workshop-uri și așa mai departe, care oferă, pe lângă un tip de audit de sustenabilitate, să înțelegem unde suntem, nu-i așa, ce ar trebui să facem, care sunt cei mai utili pași, precum și mentorat și conversații din partea peste 50 de experți și mentori și investitori din România și din afara României. Ce înseamnă mai exact un business sustenabil și de ce este necesar ca IMM-urile să se gândească la sustenabilitate? Asta e o întrebare de $1 milion sau cât tot PNRR-ul. E o întrebare foarte complicată pentru că nu există un răspuns unanim acceptat. Dar, în definitiv, un business sustenabil sau o organizație sustenabilă e aceea care poate să funcționeze pe termen lung, având în același timp un impact pozitiv asupra mediului înconjurător, a societății și a economiei. E, în definitiv, despre o abordare echilibrată a cerințelor economice, sociale și de mediu și e necesar sau din ce în ce mai necesar, din mai multe motive. Cred că ne-a fost cu tuturor un pic mai cald în ultimii 2 ani. Asta e un motiv din multele motive, deci e foarte mult despre conștientizarea problematicii schimbărilor climatice și a impactului pe care îl avem cu toții, dar nu doar dintr-o perspectivă de activist în biodiversitate, că nu e despre asta neapărat, ci e despre cum putem să construim business-uri sustenabile care să ne ajute să reducem costurile, să optimizăm resursele și să creștem eficiența.
Asta ne aduce, evident, și într-o poziție competitivă sau mai competitivă și mai puternică pe termen lung, într-o lume în care sustenabilitatea nu e neapărat ceva opțional, sincer. E obligatorie dintr-o perspectivă de competitivitate. Mai sunt, de asemenea, și multe reglementări care impun sau vor impune în curând tuturor, repet, tuturor companiilor, inclusiv din România, să îndeplinească anumite standarde de mediu și sociale, dacă prin ceea ce facem și noi îi ajutăm să aibă o strategie de sustenabilitate, putem să-i ajutăm să se conformeze acestor reglementări în definitiv. Și pentru că ajungem și la bani, nu-i așa, e important să discutăm și despre capital, există tot mai multe fonduri de investiții, inclusiv date care arată că fondurile de investiții care investesc în business-uri sustenabile au o profitabilitate mai mare, deci toată lumea câștigă. Repet, capitalul vine și va veni din ce în ce mai mult către business-urile care pot să arate că sunt sustenabile, nu doar să spună că sunt sustenabile. Și cireașul pe tort sau alte așa, fructe, e legat de talent. Angajații, în special cei din generațiile mai tinere, doresc să lucreze pentru astfel de companii care se angajează în direcția sustenabilității și, nu-i așa, forța de muncă e probabil cel mai important lucru pe care câteodată nu-l mai avem în România. Cât de deschise sunt IMM-urile și organizațiile să-și transforme modelul de business pentru a deveni mai sustenabil? Sunt deschise parțial câteodată. Noi lucrăm cu zeci de IMM-uri și în ambasad, în Academia de Sustenabilitate cu mii de IMM-uri din toată România. Și sunt multe dintre ele deschise să facă această transformare. Sunt cumva două tipuri de companii care sunt deschise. Că sunt și, e un tip care sunt închise de tot. Sunt cele reactive și proactive. Avem companii reactive care încearcă să înțeleagă mai multe despre sustenabilitate pentru că au fost la bancă sau pentru că au avut o întâlnire cu un investitor și au întrebat despre ESG și sustenabilitate. Și mulți dintre ei au fost, nu sunt sigur ce înseamnă asta, cum pot să aduc ceva în plus, și și-au dat seama că au nevoie nu doar să înțeleagă mai multe despre sustenabilitate, dar să și schimbe ceva în modul cum dezvoltă inovație sau cum, pur și simplu, produc bunuri și servicii. Partea a doua, companiile proactive, în mare măsură companii mai tinere, sunt într-o oarecare avangardă și își pornesc deja business-urile cu gândul de a avea un impact pozitiv. Și dezvoltă soluții la probleme, nu doar dezvoltă soluții pentru profit. Profitul e foarte bun, credem în el, dar nu e totul. Să vorbim puțin și despre provocările întâlnite. Care sunt aceste provocări pe care le întâmpină organizațiile în încercarea de a integra aceste practici sustenabile de care vorbiți? Da. Aș pune pe masă două exemple din IMM-urile cu care am lucrat în ultimii ani. Avem o companie care a trebuit, din vari motive, să-și schimbe linia de producție într-una care să aibă emisii de CO2 și de alte tipuri de emisii mai reduse. Prima provocare și cea mai întâlnită a fost lipsa de capital sau capitalul destul de scăzut sau scump, sau foarte scump. Ce facem în transformator, de exemplu, este că petrecem foarte mult timp one-on-one, individual, cu aceste companii și le ajutăm să identifice acele surse de capital un pic mai ieftin sau capital smart sau capital răbdător, ar fi traducerea corectă, care înțeleg, investitorii înțeleg că e nevoie să investești în schimbarea aceasta de care discutăm, care nu aduce imediat profit sau nu aduce imediat un return foarte mare. Un alt exemplu e tot din zona asta, o companie, să spunem, care are nevoie de o infuzie de capital, dar nu poate să și nu știe să arate că e sustenabilă, deși poate e. Poate are elemente acolo. Noi îi ajutăm de asemenea să-și măsoare acești indicatori care să îi ajute să demonstreze că merită o investiție de bine. La final, o întrebare despre modalitatea de a se înscrie a aceste organizații în cele două programe. Care sunt condițiile și termenele de aplicare? Așadar, cum se înscriu organizațiile în cele două programe? Pentru Transformator, care e acest program intensiv de 3 luni cu activități aproape săptămânale, înscrierile se fac până în 25 august. Poate mai prelungim puțin. Avem deja câteva zeci de companii care s-au înscris. Aplică în acest program, intrați pe program-transformator.org
Și în septembrie anunțăm cele 20 de echipe de anul acesta, la ediția a treia, iar înscrierea în Academia de Sustenabilitate, această platformă în definitiv și socială, dar și de învățare, poate să fie făcută oricând și e gratuită ca și în transformator pe academia-de-sustenabilitate.ro. Dacă scrieți în Google Academia de Sustenabilitate, o să intrați direct în platformă. Așadar, Academia de Sustenabilitate este prima platformă socială și de educație dedicată sustenabilității pentru IMM-urile din România. Am stat de vorbă cu Ciprian Stănescu, președinte și CEO al Social Innovation Solutions, organizația care derulează acest program și nu numai, despre care am stat de vorbă în acest interviu. Mulțumesc foarte mult pentru cu mare drag lucrurile și pe care ne-ați oferit. toate cele bune.